Și că discuția dintre cei doi a pornit-o de la doamna Florin. Referitoare la Inga ceva, a spus ceva despre Inga. Eu am auzit-o ieri când spunea că Inga era o fată cu minte, adică avea minte și gândirea potrivită doamnei Flori. Probabil de acolo a început discuțiile. Sincer, eu dacă aș fi fost Gabriela m-aș fi simțit jignită să spună astfel de vorbe, pentru că dacă stăm să ne gândim, Inga a fost domnișoara care a plecat într-o logon cu un băiat și după 2 ore s-au despărțit, iar tot ea a venit cu ideea să facă un pact și anume să mintă publicul și pe toți cei din staff și să spună că încă sunt logodiți. A venit în casa mireasa după ce a fost umilită în fel și chip și îi dădea să mănânce din furculița ei lui Andrei și se prefăcea că totul este roz. Se săruta cu el, avea tot felul de atingeri, în condițiile în care ea, atunci când au dezvăluit adevărul, a spus că a fost extrem de dur de vocal și așa mai departe și că a umilit-o, a jignit-o, dar când a venit în casă nu avea aceleași sentimente. Și atunci eu m-aș fi simțit jignită să spun în față, ca și cum aia avea minte și Gabriela nu are. Și așa mai departe. Nu știu dacă ăsta este motivul principal, eu așa am înțeles că ar fi pornit totul de la Inga și de la vorbele doamnei Flori. Sper că doamna Flori să fie fericită în sufletul ei. Oricum, toate fetele din casă erau mult mai ok decât Gabriela. Ține minte că pe toate le-a ridicat în slăf, toate erau extrem de speciale. Numai Gabriela era buba din casa mireasa. Și tocmai buba a ajuns să-i fie logodnică fiului și uite că s-a terminat și această logodnă. Da, ce să zic. Mă bucur, vă spuneam, chiar mă bucur că s-au încheiat toate aceste lucruri, pentru că ar fi fost dificil, rău, să faci parte dintr-o astfel de căsnicie cu atât de multe idei și tâmpenii.